Vede, nu a intrat, nu suntem live, suntem live, nu suntem live, ne ajută cineva, suntem live, ne spun băieții, se face semne, se fac semne de fapt. Suntem aici o echipă foarte mare, vreau să îi filmez pe toți, că stau aici și se uită, zici că suntem la doctor și eu fac o operație pe care n-am mai făcut-o de mult, recunosc, și trebuie neapărat să vă spun adevărul, pentru că, de fapt, nu. Am mai făcut vreo 2-3 transformări de când sunt aici, cel puțin, dar de ceva ani, dragilor, eu nu prea mai vopsesc așa, într-un mod să vopsesc toată ziua, da? Deci nu prea mai fac, dar acum m-am gândit că e momentul. Așa că avem aici un model foarte drăguț, Ioana, pe care o cunosc de ceva ani, de când este mică, o cunosc de când era un bebeluș, pentru că este nepoțica mea, trebuie să dezvălui lucrul ăsta. Și ea m-a rugat foarte mult, de fapt mi-a spus că aș vrea o transformare. Vreau o transformare, vreau să mă transform, nu știu, vreau să mă faci tu blondă. Și am zis, ok, accept provocarea, pentru că mi se pare că e o provocare. Având în vedere că am stat puțin de vorbă cu ea la început și că toate lucrurile care sunt în părul ei înseamnă istorie, cred că trebuie să dai puțin mai încet, un pic de tot, muzica. Mie îmi place să am muzică ca să mă energizez. Sper să mă înțelegeți, să mă și auziți, pentru că mi-am pus și microfon ca să fiu auzită. Mă gândesc că e foarte important momentul în care, de exemplu, luăm decizia de a face blond și este foarte important lucrul ăsta. Acum le explic și elevilor. Avem aici o istorie. Ce înseamnă istorie? Înseamnă să stai de vorbă cu ea, da? Să stai de vorbă cu clienta și să o întrebi de cât timp nu te-ai vopsit. Adică n-ai pus nici măcar o vopsea, Ioana. De 6 luni. Deci de 6 luni de zile, practic, ea n-a pus absolut nimic. Asta înseamnă că 6 luni de zile ar trebui să îl vedem unde? În păr, nu? Corect. Adică vedem de la rădăcină 6 luni, având în vedere că părul crește cât? 1-1.5, în cele mai fericite cazuri, pentru fetele care vor să aibă părul lung. Yes! Yes! Dar aici este chiar, cred că, mai mult de 6 luni. Când te-ai vopsit ultima dată? De Revelion? Brunet? Nu, nu contează. Ultima vopsea pe care tu ți-ai pus-o în păr. Ultima vopsea e asta, deci sunt vârfurile. Nu, mami, de cât timp nu ți-ai mai pus nicio vopsea în păr? De cât timp? De la Revelion, aduți aminte? Sau imediat, înainte de pandemie, în pandemie, până martie, de ziua femeii, de ziua îndrăgostiților, poate aveai și tu o treabă. În decembrie. Deci are mai mult de 8 luni? Ați înțeles? Deci încercați să aveți un dialog cu clientul, că atunci e foarte important. Și asta înseamnă că pornim de la rădăcină, ne uităm și cam pe aici, pe undeva, da? Deci cam pe aici. De aici și până aici avem istorie. Asta înseamnă că părul a fost muncit, da? Ea nu s-a tuns și de foarte mult timp, probabil tot din perioada aia respectivă. Eu te-am tuns ultima oară, deci puțin vârfurile au fost tunse și acum este momentul să tundem puțin de vârfuri. Facem abstracție de vârfuri, nu ne mai gândim la ele, că oricum le tundem. Și îmi place, ador lucrul ăsta, vreau să mă tund puțin. Cât? Vârfurile. Pe cât? Cât vrei tu din vârfuri? Păi nu există. Adică ori tundem, ori nu tundem, tundem cât trebuie. Lăsați-i pe Hesseri să-și facă treaba. Ok. De aici până aici am avut o altă istorie în păr. Asta înseamnă că de foarte multe ori bucățica asta a fost puțin mai protejată, a fost făcută de mai multe ori vopsită, cu siguranță, că se vede că este mai închisă, deci n-a avut decolorat pe bucățica asta, cu siguranță a avut de aici decolorat. Mă uit acolo, mă uit la ei. Păi da, mă uit și la ei, că vorbesc și cu ei, dar trebuie să vorbesc și cu voi, m-am prins. Am 55 de oameni. Ok, perfect, super. El e fratele meu, tocmai l-ați auzit ca și voce. Suntem în direct, dragilor, așa se întâmplă când suntem în direct. Ideea este că, ca să nu lungim vorba, aș vrea să înțelegem ce își dorește. Își dorește o... Ia arătăm poza, hai să facem.
De cele mai multe ori trebuie să stăm de vorbă cu clienții și să aflăm ceea ce își doresc, unde vor să ajungă. Și ne ajută foarte mult internetul online în momentul de față, pentru că poza te aduce mai aproape. Pot să văd și eu? Jesus! Iertați-mă! După ce că eu sunt vai, cap, vai de capul meu. După ce că eu sunt vai de capul meu, m-am apucat acum să fac o transformare și o să stau până la noapte. Nu știu dacă o să stăm împreună. Mi-au dat lacrimile de râs. E o provocare foarte mare, dar cu siguranță o să cer ajutoare. Așa că, Andrei, de la Academie, am nevoie de tine. Vreau să fii, pentru că o să-mi prind urechile și nu de alta, dar astăzi sunt doamna profesoară pentru elevi și s-ar putea să iasă ceva. Oricum, i-ar încredere și pe aia nu interesează. Știi ce este bine atunci când cunoști clienta și are încredere în tine, practic? Se lasă mâna ta și nu interesează. Și pentru că nu interesează și nu are așteptări, are așteptări, wow, stai puțin că are așteptări, wow, dar pentru că are încredere și este pregătită de orice fel de schimbare, suntem norocoși. Noi, dacă vrem într-adevăr să ne facem de cap, trebuie să găsim o prietenă. Dar haideți că glumesc. Acum, ce o să fac? O să fac baleaj, da? Și o să facem în mai multe rânduri și în mai multe... o să încep din față, pentru că cel mai mult ne interesează partea din față. Și ușor, 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 ușor o să trec spre spate. Dar de fapt nu. O să fac tot ceea ce înseamnă contur. Pentru că, de fapt și de drept, conturul pe noi ne interesează cel mai mult. De obicei, cum îți prinzi părul? Ce faci de obicei cu părul tu, Ioana? Folosește-ți mânuțele, folosește mâinile și arată-mi exact ce faci. Care este primul lucru pe care îl faci? Foarte important. Uitați-vă, și-a tras, practic, ce a făcut? A tras, a pus mâna dreaptă și a tras în partea dreaptă. Deci aflăm unde este cărarea, corect? E foarte simplu. Cam așa, adică ea n-are timp, are o fetiță, vă spun eu că știu asta, Diana, care ia ceva timp ca să stea după ea, mai ales că este ca argintul viu. Ea fiind nepoată, aia mică fiind un strănepoată. Așa vine, nu? Cam așa vine. Bun. Deci pe ea o interesează, de fapt, uitați-vă, și așează părul spre o parte. Automat bucățica de aici, bănuiesc că i-ar plăcea să fie cât mai deschisă. Ați văzut poza. Doamne, iartă-mă, dar nici chiar așa. Hai, pe bune. Aia, o mie de filtre pe ea. Aia, o grămadă de filtre. Ce ai? O să ne iasă bine. Stai liniștit. După care o să încep să lucrez partea din spate. Evident, bucățica de aici, pentru că ne interesează și asta, că atunci când clientul își prinde părul, practic îl ia tot și îl prinde. Trebuie neapărat să avem ceva frumos aici, să se așeze foarte, foarte, foarte frumos. Bănuiesc că sunteți de acord cu mine. Evident că nuanțele și culorile vor fi foarte bine alternate și foarte bine puse. Văd eu aici aceste vârfuri care, din ceea ce văd, sunt în totalitate deschise. Iar dacă facem baleaj și se va urca partea asta în sus, cu siguranță voi avea o bucățică care va fi mai închisă, o bucățică care va fi foarte deschisă. Va trebui să muncim puțin mai mult pe parcurs să înțelegeți despre ce este vorba. Adică va trebui să avem diferențe de oxidanți. De-aia am ales, am un oxidant de 6, unul de 3,75, care mie asta am trebuie acum în momentul de față și ne ajută cei de la L'Oreal. Mulțumim foarte mult! Cu siguranță o să vină și ceilalți să ne ajute, pentru că dacă tot m-am apucat, vreau să încerc toate produsele. Dar astăzi am invitat pe ei și i-am rugat să mă ajute. Pentru că nu vreți să știți ce frumos arată acolo la Academie. Și cu siguranță toate academiile sunt frumoase. Și cu siguranță e bine să avem academii cât mai multe și să învățăm. Pentru că dacă învățăm, suntem din ce în ce mai buni. Mi-aduc aminte de emisiune acum că stau așa și vorbesc. Bun, am pregătit aici, folosim un cântar normal de la ceilalți colegi ai noștri. Așa, Ovidiu m-a învățat, aoleu, am făcut ceva greșit, nu e bine. Ce îmi place mie când nu mai pot, nu știu, nici nu mă pricep. De-aia este în direct, să știți. Ca să râdeți, să vă amuzați, puteți scrie, Ovidiu, poți să-mi spui dacă scrie cineva. Așa, punem ăsta gol. Așa, stați așa. Și dăm drumul. Și n-avem o palețică.
Îmi lipsește o paletă, dar nu cred că trebuie să facă decât așa. Are ceva înăuntru, are bonder inside. Nu știu ce înseamnă asta, dar are ce, e ceva de bine. Aoleu! Trebuie să-mi dau jos, că trebuie să respir. Să nu pierdem nimic. 14, 15, 20. Aoleu, 35 de grame. Haideți că e bine. 35 de grame, 36. Faptul că eu vreau să-l... Nu mai pot de cald, trebuie să stau așa un pic. Faptul că o să-l... Și vorbesc oricum în partea asta aici. Faptul că vreau să-l amestec și să-l pun înăuntru împachetat, asta mă ajută. Probabil că s-a oprit conexiunea, ne pare rău să întâmplă. Așa, rămăsesem la pudră. Eu știu că la ceilalți amestec 1 cu 2, bănuiesc că și aici e tot 1 cu 2. Cred că e bine. Așa e? Tot 1 cu 2, dacă stăm, dacă... Am aici asistentă, știți? Am, da, la L'Oreal este tot 1 cu 2 sau 1 cu 1 jumate în funcție de ce vrei să faci. Dacă vrei să lași în aer, trebuie să fie 1 cu 1, să fie mai consistent sau 1 cu 1 jumate. De fapt, cred că toate pudrele, în general, cam așa trebuie făcute în momentul în care tu dorești să ai o consistență și să ai putere de deschidere. E foarte, foarte important așa. Bun, facem cu 3,75. De ce? Pentru că vreau să fie... Aoleu, mi s-a dus asta. Aveam 36. Ce-mi place mie. Zăi seama, mă pricep. Vai de capul meu, dar merge. Hai. 36. O să punem 1 cu 1 jumate. 70. E bine. 74. E perfect. Exact ce trebuia. 36 ori 2. Bine. 70. Da, e bine. E perfect. Așa trebuia să se întâmple. Am scos-o. Am început să o amestec. Vă și dați seama, să știți că în momentul... Ce are bretonul tău? Ce are bretonul meu? Așa scrie aici. Ce are bretonul meu? Bretonul meu este tuns, draga mea Ionela, ondulat. Stai așa. Se vede bine. Deci, în primul rând că bretonul meu, așa am vrut eu să fie. M-am săturat de bretoanele drepte, m-am săturat de bretoanele care sunt fixe, bretoanele care sunt, acel breton al meu pe care îl purtam foarte mulți ani, tuturor le-a plăcut de fapt. Și acum m-am gândit într-o zi să mă tund așa. Și dacă vrei să vezi cum arată, o să te rog să intri în filmare pe Instagram-ul meu sau pe Facebook-ul meu și să vezi ce înseamnă. O să te amuzi fantastic. Crede-mă că te amuzi fantastic. Am amestecat, deja devine, are o consistență exact care ce trebuie. Așa, o să te rog să-mi separ puțin aici, te rog. Separăm părul, te rog. Esther, tu ești la atent, acum îmi pregătesc staff-ul. Vă dați seama, dacă n-am făcut de mult timp, trebuie neapărat să fac. O să mai intrăm, să știți, ca să vedeți că într-adevăr eu lucrez, iar ei pot să vă confirme, că pentru că uneori o să spuneți că nu e adevărat, n-am făcut eu, ba da, eu fac. Încheiere. Deci dacă vă place ceea ce facem, mai revenim și o am aici și pe Laura, care filmează în continuu ceea ce se întâmplă. Și este o provocare pentru mine să fac ceea ce fac. Cu siguranță ne vom sta azi 5-6 ore, cam așa, cam acolo... Ești pregătită, Laura? 5-6 ore? Cam așa stăm. După care o să o machiem, o să o aranjăm, o să facem ceva frumos, vreau să o transform. Îmi place ceea ce fac. Și de-aia am zis că merită să vedeți și voi. Și o să vedeți în fiecare luni. Facem în direct în fiecare luni, dragilor. Și vedem ce facem. Nu știu, îmi vin mie ideile. Vă pup, abia aștept să ne revedem.